Băi, și ăsta mă bate cu arrows, ce se întâmplă? Holy shit, ce de căcat e deck-ul, deja mă enervez. Băi, care-i treaba, toți au arrows. Hai, salut fraților, ce faceți? Eu sunt Scaru și astăzi încercăm un alt deck folosit de cei pro sau recomandat de Supercell sau cum vreți voi să-i spuneți. Ultima dată noi am încercat deck-ul ăsta, care a devenit și deck-ul meu principal, fiindcă mi se pare foarte, foarte tare, a mers foarte bine în arene momentan, până acum. Și acum hai să încercăm un alt deck, fraților. Deck-ul următor este ăsta, care are un win rate cu 4% mai puțin decât deck-ul anterior. Asta este bazat pe 300.000 de meciuri, deci pe mai multe meciuri decât ăla de mai sus, ceea ce înseamnă că deck-ul ăsta e mai popular decât ăla de mai sus. Hai să vedem, avem Knight-ul, Goblinaș, Hog, Executioner, Tornada, Ice-ul, gen pe aer. Avem doar Executioner-ul să ne apărăm, e foarte important să avem grijă. Și avem Tornada, eu știu să folosesc Tornada foarte bine, în caz că vă întrebați. Foarte bine, știu să folosesc Tornada nat. Bun, hai să dăm copy în loc de deck-ul numărul 4. Hai să-l punem în loc de deck-ul numărul 4. Ăsta e un deck de la top 3 decks, a fost un deck la top 3 decks, mă refer numărul 4. Acum îi dăm upgrade la Tornada, cum să nu-i dăm, frate, și așa n-avem gold, nu? Ce Dumnezeu, că e de 3, că e de 4, acum poate ne ajută. Knight-ul de 10, Lightning-ul de 3. Lightning-ul ăsta e cam foarte sărăcăcios, din păcate. Și hai să ne jucăm cu el la arene, să vedem ce știe. Bun, și primul meci ne batem cu The Zero Droid, American Machine. Mamă, stai, asta e mașina americană. Nu știu ce, numele lui mă face să mă gândesc la ceva automat de la de cafea. Ok, punem niște goblinași. Nu știu exact ce să fac. El are un knight. Ok, ok. Pun un executioner. Oh shit, are și eliții barbiții. Dăm un log, dăm puțin cu executionerul în el. Apoi dăm un log. Punem aici un hog. Și aici îi înghețăm pe fraierici. Bun, aici punem un knight. Și ne-am apărat decent, chiar dacă am folosit foarte mult elixir. Foarte mult elixir am folosit. Să dăm un log? Cum să nu dăm un log, frate? Uite ce acolo. Cum să nu dăm un log? Un logute. Păcat că nu am ceva pentru Electro Wizard-ul ăsta, dar gen omul e tot pe push și noi tot pe defense. Ok, până acum nu merge bine. Tu, așa. Hai să-și înghețăm pe fraiera aia. Boom, ok, rip. Nu dăm deloc damage, așa e cu hog-ul. Sau dă un ciocan. Come on, dude, nici un ciocan nu dai. Nici un ciocan nu dai. Avem un knight. Unde să-l punem? Hai să-l punem mai așa, într-o parte. Băi, ce push infect are tipul ăsta. E foarte nasol push-ul lui, chiar nu-mi place. Punem niște goblinași să facem și elitul să plece de acolo. Practic, ok. Băi, ne-am apărat foarte bine, zic eu. Chiar sunt happy de cum ne-am apărat acum. Hai să dăm și un lightning. Boom, boom. Easy. Ok. Hai că începem să ne revenim. Ia un log. Ia un log. Ia un ice spirit. Ce căcatul sărit așa? Ia un knight. Ne-a dat cam două bucăți. Ok. Are și el un knight. Râde. Dar am pus knight-ul greșit, adevărat. Are knight-ul de 11 totuși. Are și Inferno Dragon, dude, ce, nu știu, are un deck super agresiv tipul ăsta de Zero Droid ăsta. În continuu suntem pe defense. Nu știu dacă îmi place atât de mult deck-ul ăsta, sincer. Hai să vedem, punem niște goblinași. Dude, bați, așa, Inferno, ok, ok. Pun un Hog aici, pun un Ice Spirit aici. Bun, și punem și un Knight. Să-i bată pe fraierei ăia. Și punem și un executioner care se ocupe de goblinași, în timp ce knight-ul tanchează, teoretic cel puțin. Ok, come on. Oh, bandita, nu le dă one shot la ea, am înțeles. Băi, tipul ăsta mă cam rupe, ceea ce nu prea place la mine. Mie nu-mi place ruperea. Ok. N-am folosit Tornada gen deloc încă. Deloc, deloc, deloc. Punem un knight. Punem goblinii aici să atragă... Să-i atragă pe filozofia aia. Punem un executioner aici să-i atragă pe... Dar nu-i mai atrage. Da, știam că nu-i mai atrage. Ok. Bum. Nu, turnul meu. 50 viață. Dar îmi dăm un spell, că doar știm care light. Da, arrows. Mamă, ce deck avea tipul ăsta. Ce stil de joc, dar avea și cărți mari. Bun, hai să nu judecăm deck-ul ăsta cu care ne-am jucat după primul match. Hai să-l mai încercăm, să vedem că, bă, ne-a fost recomandat cu un motiv. S-a descurcat decent, totuși, tipul avea un deck super, super, super agresiv. Adică avea un stil de joc foarte ciudat. Hai să vedem, poate acum ne merge puțin mai bine. Hai să băgăm un hog. Poate și punem un wizard ceva pe defense, îi dăm un lightning în freză.
Un ice, bă, ce cu ăsta, numai cu spirite de gheață, joacă. Ok, are și un knight, bun. Bun, 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 bun. Mai pune ceva oare? O să pun și un knight să tancheze. Uite așa. Hai că nu e rău. Executionerul meu dă în ambele chestii. Punem goblinași în față să tancheze Inferno Tower-ul. Și dăm cu lightning-ul. Acum fii atent, deci pune ceva, come on, dude. Boom, boom, ceva? Nu? Nimic? Am dat degeaba? Shit, am pus cel mai bun ice spirit, l-au fost. Not really. Să-i dăm și un log la ăsta în freză, să dăm niște damage pe turn, poate și mai pune ceva. Da, perfect, not bad. Și hai să-l tragem pe Hoghini. Nu știu dacă pot. Eu nu știu să trag. Ăla-i tati. Ăla-i tati, not bad, bun. Ne-am activat și regele. Eu nu, gen, gândiți-vă, eu nu folosesc, nu am avut deck-uri cu Tornada. Am încercat Tornada, mi se pare foarte tare Tornada. Dar nu prea am jucat cu ea, atâta tot, știți? Și nu prea le-am eu să activez turnuri și de alea, știi? Momentan, oricum, suntem în avantaj. Pun și eu un knight mai în spate. Numai bine să ajungă pe aici când se întâlnesc fraierii. O să pun goblinuți pentru ăla și o să dăm și un lightning pentru push, nu? Hai că pun și un executioner. Fii atent aici, the push is real, boys. Pun un... Ok, rip executioner. Boom. Dăm lightning. Nu, nu, n-am cum să-l dau, să nimeresc și Ice Wizard-ul. Ok, lăsăm momentan lightning-ul ăla. Hai să ne gândim cum o jucăm. Cum o jucăm. Uite așa momentan. Boom. Acum punem și un knight să-l bată pe fraier. Punem și un executioner, știu că punem cam multe chestii. Și momentan, din avantajul pe care noi l-am avut, l-am pierdut, gen. Noi uite așa o facem, fii atent. Come on, mori, ăla-i, 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 ăla-i. Dude, dar îngheață Inferno Tower-ul ăla. Jesus, Inferno Tower cu Nighty Cancer. Nu ai ce să le faci. Ia cu logo. Ok. Hai că punem un knight în spate, că nu știu ce să fac, să nu fac waste de elixir. Că eu momentan practic asta fac. Ok, hai că porcul ăla deja exagerează, sincer. Porcul ăla chiar exagerează. Hai cu un Ice Spirit, hai cu un Hoghini, un Executionerini și un Loghini. Come on, dă-i și tu niște damage acolo lângă un ciocan, dude. Putu-ți ciocanul. Vai, că uite-te și tu ce la limit a fost. Ok. Knight și Goblin să bată. Nu, 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 nu. Mi-a murit Ice Spirit-ul de la log, da, bineînțeles că l-am. Și nu cred că mă bate cu racheta. 50 viață, dude, care sunt șansele? Ce-i cu tip? Băi, și ăsta mă bate cu arrows, ce se întâmplă? Holy shit, ce de căcat e deck-ul, deja mă enervez. Băi, care-i treaba, toți au arrows. Nu știu, cu deck-ul ăsta parcă nu pot pușa, parcă sunt doar pe defense, dar mă apăr prost în sensul în care eu folosesc mai mult elixir să mă apăr decât folosește el să mă atace. Și normal e invers, atunci când te aperi, trebuie să folosești mai puțin elixir decât oponentul, clar, nu? Fiindcă ai și turnul care dă damage. Ok, hai că deja nu-mi place deck-ul ăsta. Ăsta e ultimul match pe care îl jucăm cu deck-ul ăsta, că deja mă întristează. Am dat logul târziu și au dat aia câte un hit. Ah, Scaro, 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 why are you an imbecile? Dăm lightning, cum să-mi dăm lightning, frate? Măcar să dăm și noi niște damage pe tur, dacă nu putem cu unități cu lightning-ul să dăm. Ăsta e level 11, bineînțeles. Mi se pare tare că eu am lightning-ul de level 3 și totuși încă pot da one shot la wizard. De level mări cel, ceea ce mi se pare foarte, foarte drăguț. Ok, no, hai să vedem. Un Hog Rider, un Executioner și un Ice Spirit. Facem ceva sau sal? Ok, ok, nice, îmi place. Îmi place că dă Executioner-ul damage. Îi bate, ăla-i, tate. Hai că a ieșit super, super bine a ieșit. Nu-i, hai că-i pun de fapt, hai că-i pun și goblinii. Bun, unui rip, încă unui rip, încă... Oh, perfect a ieșit, perfect, perfect, perfect. Ok, dăm log, n-are scarmi și de alea, nu? Nu are wizard, am înțeles. Aș fi putut teoretic să-l trag pe wizardul ăla cu tornada să nu dea în ăsta. Ia cu lightning, frate, ce naiba, nu așa am zis că dăm noi damage. Nu cu lightning-ul batem turnul. Câștigăm și noi un match, wow, oare să fie adevărat? Scaro câștigă un match, wow. E bine că nu pierde multe trofee, no, Experimentăm cu deck-uri, fraților. Eu tot testez deck-uri pentru voi și pentru mine, că sunt curios, că altfel e boring doar să mă joc cu același deck, și, nu, no, evident, pierd trofee multe. Ok, executioner, nice. Ce-mi place executionerul contra tipii ăștia. Shit, nu! Pe fire sheet-ul meu! Why are you
Killing my fire și bine că e ice spirit, nu-i fire spirit, dar ați înțeles voi ideea. Bun, strângem de lightning, nu? Că își pune wizard-ul, că asta e... Ok, nu își pune wizard-ul. Păi și ce ți dau ăla, că am doar tornadă, frate. Nu-mi place la mine. Oh, are mega bengalezu. Shit, nu-mi place. Nu, Knight-ul, nu sări, dude. Ai dita-i Knight-ul acolo. De ce nu te iei de el? Fucking stupid Mega Knight, man. 600 viață. Eu zic că putem să o facem asta. Easy peasy încă, nu așa. Își pune ăla e wizard. Ai tot ce vroiam de la viață. Mamă, dar ce și-o luat o hog-ul ăla. Ăla e dar îi dăm log, fii atent. Am nimerit măcar turnul. Ăla-i, easy peasy. Câștigă și scarul, uai, câștigă și scarul, ce întrebare? Shit, dude. Stai blocului, stai potol. Dude, nu cred. Nu-mi zic care, are fireball. Vai de mama lui. Vai de capul meu. Mă mâncă nasul, frate, vezi, mă mânca nasul, știam că mi-au bătaie. Ui la ăsta. Futu-ți Mega Knight-ul tău. Trebuie să punem goblin în spate, să-i dea damage pe la spate, hâța. Da, el și-a pus wizard, frumos wizard. Boom, nice. Hai că a fost blană, eu așa zic, a fost blană lightning-ul ăla. Whoop, ok. Hai să punem un executioner, uite așa, să dea în fraierii aia puțin tel. Punem un hog astfel încât să... Mamă, dar ce de... Da, am pus bine hog-ul ăla, nu că nu și-a luat mult damage măcar, știi, ok. Am pus... Genial hog-ul. Noi hai să vedem, îi dăm turnul sau sal. El mai trebuie să-mi dea 2000 damage, eu mai trebuie să-i dau cam 3000. Își pune wizard. Punem noi goblin, frate, ce căcat. Ok. Nu, sări nu acolo. Dude, 6-5, și s-a terminat match-ul, practic. Ai ce aiurea. Deci am reușit, a fost cumva de cu ăsta. Am pierdut de vreo 2 ori și am făcut un egal. Deci vă recomand cu toată inima să nu jucați cu deck-ul ăsta. Mi se pare nașpa. Poate am eu cărțile de level prea mic, poate nu știu să joc, poate o combinație între astea două. Dar eu personal chiar nu vă recomand deck-ul ăsta, fraților, așa că aveți grijă. Nu uitați dați un like dacă vreți să mai vedeți episoade de genul. Sper că v-a plăcut. Mie nu prea mi-a plăcut că mi-am luat un freză cam tare. Și ne auzim data viitoare, fraților, pa, pa.